Salutare, eu sunt Ioana, bine ai venit sau bine ai revenit în bucătăria mea și pe canalul de YouTube. La ce? La o nouă rețetă culinară, ușor și rapid de făcut, gustoasă și sănătoasă pentru toată familia, pentru că mie așa îmi plac rețetele și ador să le împărtășesc cu tine. Haide să îți dau mai multe detalii de această rețetă. Este un desert ce se poate lua, de exemplu, când mergi în parc sau când mergi să-ți iei copilul de la grădiniță sau de la școală. Biscuiți cu smochine, gata cu suspansul. Haide să-ți detaliez. Ingredientele de care ai nevoie sunt următoarele: 130 de grame de făină, o jumătate de linguriță de praf de copt, 75 de grame de unt pe care l-am topit, o linguriță esență de vanilie, un ou, 3 lingurițe de miere și 4 smochine uscate și tăiate mărunt. Cum procedezi? Pui oul într-un bol și îl bați. Adaugi untul topit, lingurița de esență de vanilie și cele 3 lingurițe de miere. Amesteci până la omogenizare. Adaugi făina, praful de copt și continui să amesteci. Adaugi și smochinele și le incorporezi în compoziție. Acoperi cu folie alimentară și bagi la frigider pentru o oră. După o oră de lăsat la frigider, scoți folia, iei cu o lingură aluat și formezi biluțe. Dimensiunea unei nuci îți recomand. Bagi la cuptor la 175 de grade pentru 20 de minute. Și gata biscuiții. Îi pui pe un platou sau pe o farfurie. Îi lasă să se răcească și îi servești cu plăcere. Gata și această rețetă tentantă, așa-i? Dacă îți plac aceste rețete rapide, ușoare, gustoase, sănătoase, te invit să vii pe blog Joe's Baby Recipes, să descoperi acolo foarte, foarte multe rețete din această categorie. Și te mai invit să te abonezi canalului pe YouTube și să pornești notificările de la clopoțelul de sus din dreapta, ca să fii prima persoană care vede o rețetă pe care eu o împărtășesc. Așadar, spor la bucătărie și poftă bună! Te îmbrățișez! La revedere!